Bună ziua, sunt Cristina Eremia și vă mulțumesc că ați revenit alături de noi la emisiunea revistei Psihologie Puterea la Feminin, emisiune dedicată dezvoltării feminine și nu numai. O am alături de mine pe Celestina Dumitriu, lector universitar la Facultatea de Psihologie și psihoterapeut formator în terapie gestalt. Ne bucurăm că este din nou alături de noi. Bine ai venit, Celestina! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit! De data asta ne-am propus o temă mai grea, să zicem, dar foarte binevenită, foarte importantă, despre care am primit întrebări. Și ne dorim să discutăm și să clarificăm lucruri legate de procesul terapeutic și rezultatul dorit al acestuia, vindecarea. Celestina, care sunt așa niște prime gânduri ale tale vis-a-vis de asta? Poate legat și de începuturile formării tale, de cum a evoluat concepția ta vis-a-vis de acest aspect. Că la început, din ce am observat, oamenii se așteaptă să facem magie și, într-adevăr, uneori terapia poate fi magică, dar în alt sens, nu de hocus-pocus, am venit la terapeut și gata, după câteva sesiuni sunt bine. Sau pot fi și bine, dar nu acel bine cu majuscule pe care toată lumea și-l dorește, îl visează și și-ar dori să-l aibă. În ce constă acest bine când începem să intrăm într-un proces terapeutic? Care ar fi așa primii pași? Cristina, cred că subiectul acesta are o importanță foarte mare din ambele părți, atât a celui care solicită psihoterapie, cât și a celui care direcționează acest proces, a psihoterapeutului. Și noi știm că întotdeauna capacitatea noastră de a însoți pe cineva în procesul de vindecare este influențată mult de drumul pe care l-am parcurs noi în propria vindecare. Mă gândesc că de aceea mă și întrebai despre începuturile mele, pentru că este foarte important să știe toți oamenii, pentru că noi trecem prin propriul proces de vindecare și de psihoterapie înainte să ne propunem sau înainte să începem să lucrăm cu cineva. Și formarea psihoterapeuților este întotdeauna o formare care îi transformă și îi direcționează într-un fel în care, vorbeai despre magie, într-un fel în care în mod magic, în sensul acesta de magie lucrată de noi, ei ajung la resursele lor și la potențialul lor. Și, practic, vindecarea în sens larg se referă la capacitatea noastră de a ajunge în zona de resurse, în zona de potențial și capacitatea noastră de a putea să accesăm tot ceea ce este acolo atunci când avem nevoie. Pentru că vindecarea nu presupune să nu mai fim niciodată în situații dificile. Nu presupune să încheiem într-un fel în care să nu ne mai confruntăm cu dificultăți legate de zona emoțională sau de zona decizională, ci, dimpotrivă, se referă la ușurința pe care o putem avea în a accesa resursele noastre. Și apropo de formare și drumul terapeutului, cred că ar fi de menționat că numărul minim de ani pe care îl are orice școală terapeutică și o reglementare europeană și chiar internațională este de 4 ani. Și ăsta e un minim, pentru că de obicei orice terapeut continuă formarea, are parte de supervizare, sunt sute, mii de ore de analiză personală, de lucru și individual și în grup. Deci e o călătorie lungă, complexă și, cum ai zis și tu, pe mai multe nivele.
Iar această călătorie, practic, structurează personalitatea psihoterapeutului într-un anume fel. E important să știe oamenii că pot accesa serviciile de psihoterapie, dar că aceasta presupune un drum împreună și în niciun caz o rețetă, așa cum există în paradigma medicală, în care după o prescripție putem să facem anumite lucruri și ne ducem înspre vindecare, ci presupune un drum împreună care uneori merge prin zone dificil de parcurs, doar că este întotdeauna un drum în doi. Acest fapt că suntem împreună pe o cale, în acest proces de transformare, este mult mai ușor de conținut. Și e important din perspectiva asta ca și clientul să înțeleagă că niște resurse de răbdare sunt foarte importante în procesul ăsta, că schimbările nu apar peste noapte, deși este posibil și asta uneori, nu e exclus. Sunt și oameni care au evoluții spectaculoase uneori, dar sunt și ele etape în călătorie. Și depinde ce vizează fiecare, dacă e doar o ieșire rapidă dintr-o criză sau dorește beneficii mai profunde legate de cunoaștere de sine, de acest acces rapid la resurse, oricare ar fi condițiile de viață, pentru că traumele nu sunt doar din copilărie, pot fi lucruri care se întâmplă în aici și acum, foarte grele, foarte dificile, foarte dure, în care avem nevoie de toate aceste resurse și să știm să le activăm în noi și inclusiv să solicităm suportul celuilalt când este posibil și cum este posibil. Aș vrea să adaug responsabilitatea asta comună legată de vindecare, pentru că o parte ține de ceea ce face clientul, cel care solicită psihoterapia. Sunt lucruri pe care el le are de făcut, de a veni în mod continuu la ședințele de psihoterapie, de a fi atent la propria funcționare, de a putea să se ducă într-o zonă introspectivă și alte elemente, dar există și partea de responsabilitate a psihoterapeutului extrem de importantă, care ține, exact cum vorbeam anterior, de zona lui de formare și de toată capacitatea lui de a se regla pe sine și de a conduce, de a-l conduce pe celălalt pe drumul acesta legat de vindecare. Aș vrea să subliniez, și aici mi se pare foarte important, pentru că este o concepție pe care poate mulți o au și n-ar fi tocmai din zona cea mai sănătoasă a noastră, legată de faptul că noi, psihoterapeuții, vindecăm pe cineva. Vindecarea este un proces personal. Personal este individual și individualizat, depinde foarte mult de fiecare, cum spuneai și tu, de dorința fiecăruia de a vindeca o zonă mai superficială a psihicului, superficială în sensul de mai accesibilă, sau de a vindeca o zonă mai profundă legată de ceva traumatic sau ceva care ține mai degrabă de o funcționare structurală și a creat anumite prejudicii sau stări neplăcute la nivel psihologic, relațional, emoțional, social, profesional și așa mai departe. Și încă ceva, poate, că nu e întotdeauna vorba doar despre a repara ceva sau despre a suferi împreună. Cine e dispus la un demers mai lung ne vorbește și un despre individuare, deci cum să ai acces la cât mai multe părți din tine prin care să devii tu însuți, să devii cât mai întreg, cât mai complet, cât mai bogat cumva, să accesezi toate aceste părți din tine, din umbră, care umbră nu înseamnă doar ce e urât, ce e respins, ce e negat, ci inclusiv foarte multe calități pe care poate le avem și nu suntem conștienți de ele, pentru că nu le-am scos la lumină, nu le-am exersat, nu am știut că există. Mulți oameni spun, da, dar eu nu sunt creativ, da, dar eu n-am talent pentru putare sau putare, eu nu știu asta și, de fapt, când încearcă, când încep să facă lucruri, descoperă că au mult mai multe abilități și
posibilități de a face lucruri de care nu erau conștienți. Și că uneori poate fi și o bucurie. Mi-aduc aminte când eram în formare că uneori plecam așa foarte entuziasmată și îmbogățită cu insight-urile pe care le aveam și cu această încântare a lumii interioare atât de bogate și care schimbă inclusiv textura și savoarea vieții cumva. Când ai acces mult mai profund la tine însuți, efectiv e ceva legat de calitatea vieții. Nu doar să nu mai sufăr sau să sufăr mai puțin sau să mă descurc mult mai bine în viață, ci efectiv a trăi viața în mod diferit. Cum vezi genul ăsta de... Cum ai resimțit tu și cum vezi la clienții tăi? Bogăția cea mai mare pe care am obținut-o eu în urma propriei psihoterapii, a îndelungatului proces de psihoterapie, se referă la autenticitate. Și cred că acesta este cel mai important lucru, este capacitatea noastră de a fi autentici și asumarea acestei autenticități, așa cum apare ea, doar că avem nevoie să dăm la o parte toate elementele care nu sunt ale noastre, pentru a putea fi noi așa cum suntem. Iar procesul de psihoterapie de multe ori se referă la această șlefuire, la această modalitate de a da la o parte pentru a ajunge la diamantul acela din interior, care se referă la propria strălucire, care nu seamănă cu strălucirea nimănui altcuiva. Evident, știm că sunt și diamante roz și lila și exact. Sunt multe nuanțe. Da, și nu avem nici scopul de a străluci într-un anume fel. Vindecarea de cele mai multe ori este o consecință. Ea nu este un scop. Este o consecință a faptului că ne uităm la noi, că putem să facem acolo tot felul de transformări și de repoziționări și putem să ne mutăm percepția dintr-o zonă în alta. Deci acest lucru legat de autenticitate mi se pare foarte important, iar cel pe care l-ai numit tu legat de resurse, uneori resursele acestea sunt acoperite de efecte ale traumelor, alteori pur și simplu ele n-au avut ocazia să fie accesate. Și atunci, orele acestea la psiholog, la psihoterapeut, ajută la această cunoaștere mai profundă a propriei persoane și această descătușare a talentelor noastre uneori, la modul foarte clar a percepțiilor noastre legate de lume și viață. Întotdeauna o consecință a unei psihoterapii va fi această lărgire a câmpului conștiinței și a accesării unei imagini mult mai vaste și mult mai profunde a ceea ce înseamnă pentru noi să viețuim, să fim în această lume. Și se schimbă în mod radical și relațiile, pentru că vindecarea propriei persoane presupune și vindecarea relațiilor. Și dacă ne ducem așa într-o zonă de butterfly effect, asta înseamnă că și comunitatea în care trăim o să fie cu un grad mai ridicat de vindecare, adică mai sănătoasă, cu principii mai sănătoase de viață, cu principii mai sănătoase de a ne conecta unii cu ceilalți și apoi societatea va fi mult mai așezată într-o zonă sănătoasă și așa mai departe. Ne ducem într-o zonă ecologică în care putem să vedem că propria vindecare, de fapt, accesează, determină, dezvoltă, perpetuează o vindecare la un nivel global. Și pentru că a fi bine cu toții, pentru că aceasta este o consecință, chiar dacă noi suntem interesați la început de propriul bine, de starea noastră de bine, dacă eu sunt bine, înseamnă că și semenul meu va fi bine. Și putem să relaționăm într-un fel în care vindecarea este propagată, așa cum vorbim despre traumă, că este propagată transgenerațional și la nivel cultural, și la nivel comunitar, și la nivel social. Exact așa este propagată și vindecarea. Și capacitatea noastră de a fi sănătoși și capacitatea noastră de a fi bine
și capacitatea noastră de a înflori și de a ne duce cât mai mult în zona de potențial împreună cu ceilalți. Da, e important de subliniat acest împreună, pentru că ai spus procesul e foarte individual, dar la un nivel profund, de fapt, atingem acest inconștient colectiv care se manifestă în fapte, în vorbe, în atitudini și schimbările pot fi într-adevăr foarte profunde și e important să nu uităm aspectul ăsta sistemic și generativ despre care vorbești, care e foarte important. Și apropo de asta, de ce ai spus că dăm la o parte lucruri care nu ne aparțin, hai să definim un pic ce ar fi ele, ce anume e în noi și totuși nu e al nostru. Cred că sunt foarte multe lucruri care zac în interiorul nostru sau sunt active în interiorul nostru, fără ca noi să fi avut capacitatea de a le alege la începutul vieții noastre. Pentru că atunci când copilul vine pe lume, nu are niște instrucțiuni de utilizare a vieții și a propriei persoane și modelele pe care le avem, toate elementele care sunt introiectate, în sensul în care sunt efectiv înghițite pentru că nu știm să facem altfel, pentru că nu avem altă modalitate de a funcționa, pentru că sunt primele principii cu care suntem în contact, le luăm ca fiind drept bune și stăm foarte mult în interiorul nostru cu aceste percepții, principii, convingeri, toate aceste imagini despre lume și viață, care de cele mai multe ori se referă la cum am văzut că a fost în jurul nostru atunci când am fost copii sau cum am învățat că stau lucrurile referitoare la viață, la sexualitate, la bani, la sănătate, la relații. Toate aceste introiecții, practic ele au un sens bun la început pentru că ne dau o minimă direcție și ne dau o raportare minimală la ceea ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru, doar că perioada adolescenței, de exemplu, este o primă perioadă în care avem ocazia să facem această selecție cu ce e al meu și ce e al celorlalți. Doar că avem nevoie să fim înțeleși, pentru că apare această necesitate de a selecta și a da la o parte ceea ce nu mi-aparține, ceea ce nu mă definește, ceea ce nu mai este caracteristic pentru mine și a putea să-mi construiesc propriile valori. Dacă în această perioadă adolescenței nu reușim, din vari motive, să facem acest lucru, pe parcursul vieții adulte, de fiecare dată o să avem situații în care o să ne putem modifica aceste percepții legate de lume și viață. De cele mai multe ori sunt situații de criză care ne duc în a ne repoziționa la nivelul valorilor, la nivelul convingerilor, la nivelul poziționării noastre, dar putem, desigur, să le facem și prin procese de introspecție și de conectare profundă cu noi, în care putem să separăm ce vrem să păstrăm din ce este în interiorul nostru și ce nu vrem să păstrăm. Desigur că noi vorbim acum la un nivel teoretic și pare să fie foarte simplu, este ca și cum aș uita într-un rucsac, într-o geantă de voiaj și aș vrea să iau de acolo ce mai vine, ce mi se pare că îmi place și ce nu, să arunc sau să închid geanta și să o dau deoparte. Doar că acest proces presupune de fapt o deconstrucție a modului în care noi am fost, apoi e un spațiu liber în care nu mai avem neapărat o identitate clară și apoi reconstruim cu ceea ce avem nevoie să punem. Iar acesta este un proces de psihoterapie, de exemplu, în care nu este neapărat nevoie să pornim de la ceva care a fost traumatizant sau ceva care a fost dificil, ci pornim de la faptul că avem sentimentul că nu suntem tot ce am putea să fim. Sunt tot ce de nuanțe legate de gânduri, de emoții, de atitudini care au fost cultivate de familie, de școală, de grupul de apartenență. Știm că învățarea se bazează pe imitație, pe
copilul tinde să-și imite părinții, caută să vrea să fie ca ei, sau se poziționează dimpotrivă ca gică contra, să zicem, rebel și nu o să fac nimic din ce fac mama, tata, nu o să fiu niciodată ca ei. Este realist cum e cu aceste modele parentale primare care sunt primele repere în viață, primele ființe care, de care depindem și viața noastră fără ei nu prea e posibilă la momentele de bebeluș, de copil micuț. Din punct de vedere psihologic, a dori să fac așa cum face mama sau tata, sau a dori să fiu la polul opus, să nu fac niciodată cum a făcut mama sau cum a făcut tata, e același lucru. Pentru că punctul de reper este tot acolo, în exterior. Autenticitatea și partea aceasta de individuare despre care vorbeai tu se referă la capacitatea noastră de a fi așa cum suntem noi. Sigur că e firesc când suntem bebeluși, când suntem mici, când nu avem niște puncte de reper suficient de clare legate de propria persoană și de realitate, pentru că nu ne permite nici structura neuronală, biologică, pur și simplu suntem doar conectați cu a imita ceea ce vine din exterior, este firesc să urmăm modelele. Dificil este atunci când vedem că viața noastră începe să semene foarte, foarte, foarte mult, parcă ar fi trasă la indigo, cu viața părinților noștri, cu viața mamei, cu viața tatălui. Este dificil atunci când vedem că relațiile noastre de cuplu, oricât de mult ne-am străduit să le facem să fie diferite, pentru că poate uneori ne-a fost dificil cu modul de funcționare pe care l-am văzut al părinților noștri, constatăm că de fapt ne-am dus exact în aceeași zonă de a imita inconștient de data aceasta ceea ce am văzut la începutul vieții noastre și ceea ce s-a așezat cumva în interiorul nostru într-o zonă foarte profundă. Deci, desigur, această dependență este firească la început, doar că odată ce trecem într-o altă etapă de dezvoltare, este foarte importantă această autonomizare, această capacitate a noastră de a fi noi înșine, chiar cu prețul de a ne separa foarte mult de valorile pe care le-am primit inițial și, practic, de a ne separa de valorile care, de cele mai multe ori, sunt caracteristice familiei. Și e important de precizat că este o separare înăuntru, nu înseamnă să nu mai vorbesc cu părinții sau cu frații, ceea ce unii oameni fac, întrerup orice fel de legătură cu familia pentru că li se pare că e ceva foarte rău acolo, dar ei de fapt poartă în sine, poartă în ei toate acele tipare, toate acele condiționări, credințe limitative și... Separarea asta mai degrabă este traumatizantă și taie un flux normal de relații și posibil sprijin la un moment dat, care are o anumită valoare și e foarte important și delicat cum setăm aceste granițe între noi și familie și, în general, între noi și celălalt. De cele mai multe ori, separarea aceasta fizică nu rezolvă nimic. Este ca și cum nu mă simt bine în locul în care sunt și îmi imaginez că dacă voi pleca într-o călătorie, tot ce este dificil în interiorul meu se va schimba și într-o călătorie exterioară și când mă întorc o să fiu altă persoană. Exact așa se întâmplă și cu această separare fizică. În principiu, ea nu are valoare pentru că noi ne referim la reprezentarea interioară pe care o avem legată de mama, de tata, de persoanele care au fost semnificative pentru noi din punct de vedere al atașamentului. Această diferențiere o facem în interiorul nostru și este nevoie de fiecare dată să fim ghidați. Aici este rolul psihoterapeutului, aici are cea mai mare importanță modalitatea prin care noi putem să fim însoțiți în această călătorie. Pentru că întotdeauna există și ceva bun. Nu riscăm să aruncăm odată cu apa murdară din copaie și bebelușul. Putem în toate relațiile să găsim și o formă care ne hrănește încă, o formă care este bună, doar că
ceea ce presupune acest proces de psihoterapie este o formă de a fi autonom și nu a ne separa de celălalt într-o poziție de superioritate sau într-o formă de putere care, de fapt, anulează toată modalitatea de a relaționa cu celălalt. Și cum ziceam și la început, foarte important această răbdare în relație cu noi și în relație cu celălalt și o tatonare continuă, o negociere continuă a felului de relaționare, de comunicare, de a fi împreună cu celălalt. Și doar să te rup și așa radical și să întrerupi orice contact nu ți-aduce niciun câștig și nicio creștere. Și tocmai această negociere continuă și căutare acestei soluții împreună, acestui acord cu celălalt, cred că este ce poate cu adevărat să ne facă niște oameni întregi și autentici, cum ai spus, și să ne dea putere cu adevărat. Ceea ce vrem să facem nu este să rupem relații. Nu se referă la a distruge, nu se referă la a sfârma, la a zdrențui relații, ci a le transforma, a avea capacitatea de a vedea ceea ce este sănătos pentru noi în acea relație, ceea ce nu este sănătos și a umple împreună cu celălalt într-un mod sănătos felul în care ne relaționăm, fie că e vorba despre părinți, fie că e vorba despre ceilalți. Fac atât de multă referire la relațiile inițiale cu părinții pentru că, practic, acolo se realizează o structură. Se realizează ca un tipar pe care tindem în mod inconștient să-l aplicăm ulterior în toate relațiile pe care le avem. Și atunci, de multe ori, persoana încearcă să modifice ceva din relațiile pe care le are, din relațiile cotidiene, din relațiile actuale și încheie brusc relații și se duce într-o altă relație. Doar că nu se modifică nimic, pentru că tiparul acela de a ne conecta cu celălalt este același. Iar această schimbare majoră putem să o facem împreună cu un psihoterapeut, pentru că sunt implicate foarte multe procese la nivel emoțional, la nivelul valorilor, la nivel cognitiv. Sunt foarte multe straturi care au nevoie să fie deporticate, să fie date la o parte pentru a ajunge într-un fel la propria persoană. Cum spuneai tu, Cristina, la zona noastră de resurse, acolo unde putem să fim noi, așa cum suntem, fără introiecțiile acelea pe care le-am adunat și le-am lipit când am fost mici, pentru că n-am avut încotro. Practic, zona noastră de putere este de multe ori acoperită de aceste introiecții. Și pot să mă refer aici și la partea aceasta legată de feminitate, pentru că puterea la feminin este foarte importantă din punct de vedere al modului acesta legat de autenticitatea noastră și sunt multe, multe percepții, convingeri, valori, principii care sunt legate de feminitate și pe care noi le-am introiectat și tindem să funcționăm conform lor, fără ca acestea să mai fie însă conectate cu noi sau să ne reprezinte în vreun fel. Și aici mă refer la lucrurile pe care le-am învățat, le-am văzut, le-am studiat, poate, conștient, sau le-am luat, le-am copiat de la mama, de la bunica, de la femeile pe care le-am văzut în jurul nostru, de la învățătoare, de la mamele prietenelor, de la profesoare, de la persoanele importante din jurul nostru, persoanele feminine importante, care, într-un fel, conștient sau inconștient, ne-au fost modele. Și căutarea conștientă de modele care chiar să fie mai apropiate de noi, de natura noastră, de, mai zici tu, valori și alte lucruri care ne sunt specifice, pentru că poate n-am avut șansa unor persoane care să fie similare nouă și atunci poate înstrăinarea de sine e și mai mare dacă am încercat să copiem un model care e foarte, foarte diferit și sentimentul de alienare, înstrăinare de sine și
Cred că e important să avem grijă când ne căutăm modelele astea și în ce măsură, de fapt, le căutăm în noi și cât ne inspirăm din afară, cât ni se revelează dinăuntru, pentru că presiunea e mare, atât ce înseamnă această învățare primară a modelelor familiale, cât și ce sunt apoi date nouă ca modele sociale, apropo de femeie, prin reviste, prin filme, prin toată mass media care vine cu multă forță și nici acelea nu prea sunt modele autentice de feminitate cu adevărat. Da, ai spus foarte frumos cum ne inspirăm din afară și ce revelații interioare avem legate de feminitate. Dar, din nou, mă duc la această dinamică a procesului în care este nevoie să dăm la o parte ceea ce nu ne aparține ca feminitate. Doar că această căutare acerbă de un model din exterior este că, în golul acela, după ce dăm la o parte, nu avem ce să punem. Pentru că e o perioadă în care nu știm exact ce să punem, pentru că e nevoie de răbdare pentru a afla cine suntem. Chiar și la nivelul acesta legat de feminitate, avem nevoie de răbdare, de a vedea cine suntem, de a vedea cum ne transformăm din fetița mică, fetița care ia cu ușurință un model din exterior, care introiectează tot ceea ce îi se spune despre feminitate, așa cum știm că se spune la noi în familie, femeile obișnuiesc să facă asta, sau fetițele nu... Nu se urcă în copaci, fetițele sunt delicate. Toate aceste lucruri care vin din exterior și conturează această formă de a fi a fetiței, care se duc în adolescenta care nu știe cine este și caută în exterior și caută și caută și caută în modele de vlogărițe, de orice mai este acum de actualitate, de orice ar putea să umple cumva un gol legat de cine sunt eu ca femeie și apoi în tânăra adultă care are nevoie să intre în relații cu sens pentru ea și uneori reușim, alteori nu reușim, în zona apoi maternă legată de a face copii sau a avea proiecte. Da? Încă o dată aș vrea să fac această subliniere că a ne exprima, a ne aduce în lume puterea maternității noastre nu înseamnă doar a face copii, ci înseamnă a avea și proiecte pe care să le construim, să le creștem, să le dezvoltăm și să le însoțim în traiectoria lor ca și cum am fi o mamă. Sunt foarte multe modalități prin care femeile merg mai departe și își dezvoltă zona maternală și înfloresc fără a avea neapărat copii, ci a dezvolta foarte multe lucruri. Apoi transformarea aceasta legată de feminitate care ne duce în zona vârstei a treia, a înțelepciunii, a perioadei în care suntem noi modele pentru alte femei. Aici sunt multe etape pe care le-am numerotat și fiecare dintre ele poate să conțină o rană sau o dereglare sau o disfuncționalitate care necesită un proces de vindecare cu blândețe, cu compasiune, cu iubire, cu acceptare și cu răbdare, cu multă, multă răbdare. Puterea noastră feminină este incomensurabilă, pentru că noi dăm viață și este nevoie să fim conectate cu aceste procese de vindecare care ne duc în zonele legate de feminitate care sunt prețioase și care sunt strălucitoare, cum spuneam la început, și nu doar să fim active din zonele noastre de umbră legate de feminitate, orice ar însemna de umbră, sau din zonele noastre umbrite de alte roluri pe care le avem și nu acela legat de a fi femeie. Și feminitatea e foarte frumoasă și complexă, totodată sunt foarte multe aspecte și nuanțe acolo, uluitor de multe. Mi-amintesc că în formarea mea, una din terapeutele care am lucrat, o doamnă din Germania,
făcea un program mixt și București-Cluj și de trei ori m-am trezit urmând-o la Cluj, e o distanță destul de mare și mie nu prea îmi plac distanțele lungi, dar și totodată mă consideram foarte feminină și sunt ce am fost dintotdeauna, dar tot ce descopeream alături de ea și împreună cu celelalte femei era atât de deosebit și valoros, încât am considerat că merită efortul și este uluitor, efectiv, e uluitor să văd câtă energie, câtă frumusețe, câtă bogăție e în interiorul nostru și lucruri de care nu suntem conștiente și cât de frumos e când le descoperim împreună, susținându-ne una pe alta și cât de multă putere vine din acesta fi împreună și a crea acest spațiu în care energia feminină să se poate exprima liberă, fără constrângeri sociale obișnuite sub presiunea acestor modele și sarcini de îndeplinit și cât de important e cadrul ăsta conținător pe care îl oferă atât un terapeut în ședințele individuale cât și în grup. Și acum când vorbeai, mă gândeam cât de frumos se simte venind din partea ta și cât de frumoasă și feminină este prezența ta, în care simt și răbdare și blândețe și fermitate și așezare și centrare. Și din păcate timpul a cam zburat și ne cam apropiem de încheiere. Ce exercițiu sau ce recomandare practică le-ai spune tu celor care ne ascultă ca să ajungă și ele să fie un pic mai aproape de această autenticitate despre care am vorbit noi acum, care e legată de procesul de vindecare? M-aș duce cu o recomandare în zona aceasta legată de vindecare a feminității și mă gândesc la o modalitate foarte simplă de a ne conecta cu noi și foarte concretă. A scrie pe hârtie cine sunt eu ca femeie. Am conturat pur și simplu câteva puncte de reper legate de cine sunt eu și cum mă definesc eu pe mine însă acum ca femeie, apoi să fac o altă coloană cu cine mi-aș dori să fiu ca femeie, care sunt imaginile, care sunt reperele mele legate de a fi femeie, cum anume îmi doresc și cum anume mă simt confortabilă să fiu femeie, și apoi pe cea de-a treia coloană, ce simt, ce știu, ce cred, ce am impresia că mă împiedică să trec de la feminitatea aceea pe care eu constat că o am, la feminitatea pe care îmi doresc să o accesez. Este un lucru simplu, o introspecție foarte ușoară pe care putem să o facem și însăși faptul că putem să scriem aceste lucruri pe hârtie și că apoi le putem contempla și putem să ne punem întrebări legate de, mai ales de elementele de pe cea de-a treia coloană, ce anume mă împiedică. Acestea pot fi niște puncte de reper legate de lucru cu noi, foarte, foarte clare și, bineînțeles că dacă avem însoțirea unui psihoterapeut, acest drum este mult mai ușor de făcut. Acest drum poate fi mult mai profund și accesarea aceasta legată de resurse ale feminității poate să fie într-o zonă în care să ne ajute să ne conectăm cu propria putere, pe care să o folosim în comunitate, în relațiile cu ceilalți, în zona socială, în natură, în zona ecologică cu totul. Cum anume să fim conectate cu noi și cu propria putere pentru a duce în lume această putere care este legată de creativitate, de conținere, de luptă uneori pentru idealuri, de toate lucrurile care mențin viața pe pământ și o ajută să se dezvolte și să se conecteze cu cele mai înalte niveluri de dezvoltare ale sale. Mulțumim mult, Celestina, pentru informații, pentru inspirație
Vă mulțumim și vouă că ați fost din nou alături de noi joi la 4:30, așa cum am obișnuit deja. Vă reamintim că în pagina revistei Psihologii găsiți și alte resurse și surprize care vă pot inspira și vă pot susține să aveți o viață cât mai frumoasă, împlinită, armonioasă. Și în perioada asta, dacă faceți un abonament, beneficiați și de o agendă personalizată, care poate fi un însoțitor prețios în această călătorie către autenticitatea și bogăția vieții voastre. Și vă dorim o zi și un sfârșit de săptămână cât mai frumos. La revedere! Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper ca toate cititoarele și cititorii revistei să găsească niște lucruri foarte interesante în revistă și să poată să aibă niște puncte de reper ale lecturii foarte consistente în ceea ce privește atât de multe subiecte legate de psihologie. Mulțumim!